Atleta de top din Caransebeș, Liliana Dragomir, a obținut în cadrul cele mai recente competiții desfășurate la finalul lunii septembrie rezultate remarcabile. S-a impus în semimaratonul de 21 de kilometri organizat la Timișoara, iar pentru a-și completa antrenamentul, atleta a mai parcurs încă 14 kilometri. În cadrul Liberty UVT Maraton desfășurat în Timișoara în weekendul 28-29 septembrie, tinerii atleți au obținut performanțe impresionante, stabilind noi recorduri personale. Sâmbătă, în proba de 2 km, Buță Giulia, Fiat Ariana, Gheorghion Iraluca și Ifrim Nicolas s-au remarcat prin rezultate foarte bune, fiecare îmbunătățindu-și timpii personali. Duminică, frații Băltariu au concurat în proba de 10,5 km. Ioan Băltariu a obținut un loc 5 în clasamentul Open, un rezultat deosebit având în vedere concurența cu sportivi mai experimentați, în timp ce fratele său, aflat la prima participare la o astfel de cursă, a încheiat cu un timp excelent pentru nivelul său. În cursa de 21 de kilometri, Liliana Dragomir a dominat competiția, câștigând fără dificultate. După victorie și-a continuat antrenamentul cu încă 14 kilometri, completând un antrenament de 35 de kilometri, important pentru pregătirea sa. Preda Alina a impresionat și ea, câștigând cursa de maraton după o perioadă mai dificilă din punct de vedere al pregătirii, demonstrând perseverență și dedicare. Mulțumim primăriei Caransebeș, CSM Caransebeș și domnului primar Felix Borcean pentru susținere, a postat antrenorul Călin Dragomir pe pagina sa de socializare.